Momente cumplite la o nuntă, ziua cea mai frumoasă din viața unui cuplu s-a transformat în coșmar după ce o femeie a murit în timpul petrecerii. Conform RomaniaTV.net, nunta a avut loc duminică noaptea la un local de evenimente din satul Izvoare, județul Neamț. Femeia care a murit avea 55 de ani și era din comuna Dobreni. Potrivit martorilor, femeia s-ar fi îndreptat spre masa ei după ce a dansat. În momentul în care se așeza, a căzut lângă scaun. Invitații au sărit în ajutor, iar alții au sunat imediat la 112. Echipajul de pe ambulanță a sosit la fața locului, însă nu a putut, din păcate, decât să constate decesul. Au fost anunțate parchetul și poliția și la fața locului a ajuns o echipă de criminaliști. Vă dați seama, era și nuntă și anchetă pentru deces. Muzica nu a mai cântat. O parte dintre nuntași au și dat plicul și au plecat, dar Mirina și socrii, rudele apropiate ale mirilor au rămas. Doamne ferește, a declarat un martor prezent la eveniment, relatează RomaniaTV.net.